Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri. Ei bine, v-am promis că vin cu noutăți, v-am promis că vin cu unboxing-uri și în clipul acesta o să avem 2 în 1 pentru că vom descoperi împreună parfumul acesta nou lansat de la Pepe Jeans, este vorba despre Addictive. Și pot să vă spun că până acum nu am încercat niciun parfum din gama aceasta de la Pepe Jeans. Deci nu am încercat niciunul dintre păhărelele acestea și sunt cam toate, sună bine, cam toate m-au atras. De exemplu, acela galben, tropical, despre care lumea spune că miroase a pina colada. De acela eram foarte curioasă, dar pentru că am găsit ceva nou, este lansat în 2024 Addictive, m-am gândit să îl încercăm pe acesta și mai ales că notele pe care le are mă atrag. Deci avem aici pe spate notele și în deschidere avem pară, mango și bergamot. Se pare că și acesta urmează trendul acesta, mango este nebunie anul, vara aceasta. În mijloc avem floare de portocal, gardenie și ambră. Iar în bază avem lemn de santal, mosc, lăptos sau lactonic și cedru. Sună bine, sună a un parfum cald, foarte feminin, fructat în deschidere și cu o bază lactonică. Avem și lemnul de santal care este ceva mai cremos de obicei, avem și moscul acesta lactonic și cedru. Și scrie New Alcohol Free Formula, deci este o formulă fără alcool. Hai să vedem care-i treaba cu Pepe Jeans Addictive. Să știți că sticluța este diferită de celelalte și mi-a plăcut tare mult cum arată în pozele pe care le-am văzut. Hai să-l desfacem să vedem care-i treaba. Eu am găsit parfumul acesta pe make-up, nu l-am văzut în altă parte, deci... Da, doar pe make-up se găsește. Am văzut că, în general, noutățile apar pe make-up. Oh, ce drăguț e! Așa arată sticluța. Arată ca ca un pahar de cocktail. Așa arată. E destul de firavă partea asta de jos, de plastic, dar e frumos, e frumos. Chiar îmi trebuia și mie în colecție un păhărel din acesta, arată foarte frumos. Este varianta de 50 de ml, cel pe care îl am eu. Am văzut că pe make-up se mai găsește de 100 de ml momentan. Și chiar sunt curioasă despre acesta. Hai să vedem. V-am zis că până acum nu am încercat nimic din gama aceasta de la Pepe Jeans. Hai să vedem, am și blotăre, ce să vedeți. Da, este o deschidere fructată, o să-l dau și pe piele. Este o deschidere fructată. Foarte bine miroase, foarte bine miroase, da. Clar este un parfum fructat de vară, este un pic acrișor, se simte și mango, este un mango dulce, da, avem pară, mango și bergamot în deschidere, deci este o deschidere fructată și dulce și după cum vedeți este așa un roz lăptos, mă refer la nuanța asta de pe sticluță. Foarte bine miroase, foarte bine miroase. Deci este o deschidere juicy. Se simte mango dulce, se simte o pară suculentă, se simte un pic acrișor. Îmi place, să știți, îmi place. Vedem și cum se dezvoltă. Dar clar miroase mai bine pe... Se dezvoltă mai bine pe piele ca orice parfum de altfel. Și acum se simte ambrat, fructat, ambrat, gurmand, foarte frumos.
Se simt și florile, dar o să las deoparte blotărul pentru că mai bine îl simt pe piele. Se îndulcește parfumul acesta, se îndulcește și este destul de cremos, este fructat, cremos, ambrat, miroase extraordinar de bine. Chiar nu mă așteptam să fie atât de intens și de gurmand. Acum am văzut și faptul că acesta are o formulă fără alcool. Nu știu cum sunt celelalte, dar pentru persoanele care nu suportă parfumul vara, mi se pare o variantă foarte bună, pentru că știți că alcool plus căldură nu este o combinație prea grozavă pentru persoanele cu pielea sensibilă. Deci e super, super ok. Acum se simte cumva lăptos, lemnos, s-a așezat destul de plăcut. S-a dus intensitatea aceea care era la început. Acum nu se mai simt prea bine fructele. Pot să zic că florile au fost pe acolo, pe undeva, dar nu ies prea mult în evidență. Cel puțin asta am simțit acum, sunt primele impresii, o să mai revin cu siguranță. Dar pot să zic că mai mult am simțit deschiderea aceea fructată, apoi am simțit ambra. Am simțit o combinație de fructe, flori și ambră. Și acum parfumul s-a așezat. Îl simt curat, cremos, lăptos. Probabil că moscul acela lăptos și baza aceasta lemnoasă, cremoasă, lăptoasă. Ceva de gen. Nu îl mai simt atât de intens, clar. Sunt curioasă ce persistență are. Nici nu mă aștept să facă minuni, pentru că acestea sunt niște parfumuri accesibile de la Pepe Jeans. V-am zis, acesta a fost un pic mai scump pentru că este lansat recent. Și probabil că dacă mai așteptați o perioadă o să-l luați și la un preț mult mai bun. Da, e ok. E plăcut. Este un parfum de vară, este și gurmand într-un fel, este și cremos, este și fructat și mai ales deschiderea aceea este una foarte frumoasă de pară, mango și bergamot, o combinație de fructe dulci, suculente și un pic acrișoare. Iar acum este destul de subtil, așa îl simt acum. Se mai simte o urmă de fructe, dar mai mult este o aromă cremoasă, lăptoasă, lemnoasă și moscată. Da, cam atât cu primele impresii. O să revin în clipul de la sfârșitul lunii cu toate parfumurile la prețuri accesibile. V-am spus despre seria În căutarea parfumurilor ieftine și bune, în care îl adaug și pe acesta, pentru că sunt parfumuri accesibile, cele de la Pepe Jeans. Și v-am zis acesta pentru că a fost nou lansat, a avut un preț mai măricel, să zic așa, dar nu foarte mare, și o să-l port și o să revin cu impresii în clipul de la sfârșitul lunii. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut clipul acesta și că ați descoperit împreună cu mine un parfum nou. O să mai revin, desigur, cu clipuri din seria În căutarea parfumurilor ieftine și bune. Dacă vă place această serie și dacă o să văd că vă încântă, nu știu dacă luna viitoare chiar o să revin așa în forță cum a fost luna aceasta, cu clipuri multe din această serie, dar oricum, întotdeauna știți că prin clipurile mele de haul sau de parfumuri noi intrate în colecție, ați văzut mereu parfumuri din toate categoriile, și dacă nu voi mai continua cu această serie, cu siguranță o să găsiți în hauluri parfumuri accesibile. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați atunci când postez un video nou. Alăturați-vă dacă doriți să susțineți acest canal și împărtășiți cu prietenii voștri în cazul în care sunt și ei iubitori de parfumuri și sau pur și simplu sunt în căutarea parfumului potrivit. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!